Bună seara, dragii mei prieteni! Iată-ne din nou prezenți în compania cuvântului lui Dumnezeu. Mă bucur să vă salut cordial în acest sabat minunat de pe meleagurile pacifiste ale Columbiei. Particip la un congres național și tocmai am ieșit dintr-un cadru extrem de spiritual. În această seară aș dori să împărtășesc câteva gânduri în condițiile în care internetul de aici îmi permite. Subiectul meu din această seară se intitulează În final și cei mari se vor teme. De obicei, societatea noastră este împărțită în segmente sociale foarte diferite, variate, nu? de la cultură la cultură, de la națiune la națiune, continent la continent. În această seară aș dori să vorbesc despre oamenii puternici care la ora actuală conduc lumea și care se pare că nu cunosc ce este teamă, mai ales teama de Dumnezeu. Într-o lume în care totul este la dispoziție și la picioare, cei mari care conduc lumea cred că nu vor muri niciodată și că niciodată nu vor putea să îl întâlnească pe Dumnezeu la bara judecății. Aș vrea să vă invit să deschidem Scriptura în Daniel, capitolul 11, la versetul 44 și vom citi împreună cu versetul 45. Niște zvonuri venite de la răsărit și de la amiază noapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Aici se vorbește despre exponentul puterii absolute înainte de revenirea Domnului Hristos, o numiți anticristică, anti-Dumnezeu, oricum ați vrea, este puterea care se manifestă înainte de revenirea Domnului Isus Hristos. În contextul dat se spune că niște zvonuri venite de la, la răsărit și care vor merge până la miază noapte îl vor înspăimânta. Acum, sigur că aici avem um, cauză și efect, avem acțiune și reacțiune niște zvonuri. Zvonurile, în genere, sunt vești, vești sau noutăți. Pentru unii noutăți bune, pentru alții noutăți mai puțin bune. În contextul dat, zvonurile sau veștile care vin împotriva celor care conduc lumea aceasta, puterea anticristică, spune că este o veste care îl înspăimântă. Deci vine o vreme, dragii mei prieteni, când toți acești oligarhi uh, internaționali, toți acești oameni care alcătuiesc în culise guvernul mondial, se vor îngrozi, se vor teme și ca vor fi atât de înspăimântați încât vor porni cu mare mânie ca să prăpătească și să nimicească pe cei care produc sau aduc cu ei această veste. În termen cât se poate de simpli, vreau să. Explic sau să împărtășesc cu modestie înțelegerea mea cu privire la acest verset sau aceste declarații. Ceea ce este veste proastă pentru Anticrist sau puterea globalistă a Babilonului cel Mare, este veste bună pentru noi, ca popor al lui Dumnezeu. Vestea că vine Domnul Isus în curând și și-a împărăția din mâinile acestor oameni. Este o veste bună pentru poporul Lui Dumnezeu, pentru aceia care iubesc pe Dumnezeu, dar este o veste extrem de proastă pentru cei care nu iubesc pe Dumnezeu, pentru cei care, ca și Irod, sunt înspăimântați că vine cineva să-i deposedeze de putere. Va veni o zi în care și cei mari, chiar și cei mari, se vor teme. Se vor teme atât de crunt, atât de teribil, încât își vor dori moartea ca să nu stea în fața Domnului Iisus Hristos. Ei care astăzi au investit banii în cele mai mari bizarerii, de la robotică, roboți, mă rog, care să controleze gândirea umană și așa mai departe, până la cele mai sofisticate metode de verificare, cenzură și control social, ei care au investit în găurile pământului pentru a avea mâncare pe 100 de ani, aer și așa mai departe, acești oameni care nu se tem de nimic, vor sta în fața lui Dumnezeu într-o bună zi. Niște zvonuri sau niște vești care vin de la răsărit și merg până la miază noapte, îl vor înspăimânta. Când poporul lui Dumnezeu va primi puterea Duhului Sfânt, când poporul lui Dumnezeu va fi autorizat, însărcinat, împuternicit de Dumnezeu pentru a da o mare strigare și a întoarce lumea pe dos, un mesaj cât se poate de neconvențional, că vine Domnul Isus Hristos, și că aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui și credința Domnului Hristos, acest mesaj va merge direct la urechile celor care astăzi se consideră autoritate supremă pe pământ. Dragii mei prieteni, acea, me, acele mesaje sau acel mesaj pe care îl va da puterea întrăită a celor uh, trei îngeri, puterea soliei celor trei îngeri, împreună cu autoritatea extraordinară a Îngerului în Apocalipsă 18, care spune că va lumina tot pământul cu lumina lui și că va da putere celor, soliei celor trei îngeri pentru a cuceri pământul cu slava, cu gloria, care este de fapt caracterul Domnului Hristos, aceasta cu adevărat va înspăimânta pe domnitorii pământului, pe regii pământului, pe președinții și autoritățile acestei lumini. Trăirea unei vieți în slujba lui Dumnezeu în de acord cu voința lui, este cel mai extraordinar moment, cel mai important lucru pe care îl pot uh, avea. Ei nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Se vorbește de un grup de oameni care, conform Sefania 3 cu 12, sunt un popor mic și smerit care însă au o meteahnă, în ghilimele spus, au calitate. caritate, se tem de numele tău. Stefania 3 cu 12, iată că voi lăsa în mijlocul tău, adică în mijlocul cui? În mijlocul lumii. Iată că voi lăsa în mijlocul tău lume, un popor mic, și smerit. Mic din punct de vedere numeric, smerit din punct de vedere financiar, dar care se va teme de numele meu, se va teme de numele Domnului Iisus Hristos. Dragii mei prieteni, sunt convins că acest grup de oameni vor primi împuternicirea deosebită, o putere de fapt dublă în comparație cu cea pe care au primit-o ucenicii la ziua cinzecimii, așa cum Elisei a îndrăznit să-i ceară lui Ilie, vreau o putere dublă a Duhului Tău Sfânt, la care Ilie replică greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit la cer, ți se va asculta rugăciunea. Sunt foarte încredințat de faptul că poporul lui Dumnezeu, atunci când Mântuitorul va produce în ei caracterul ilustru al lui Dumnezeu, caracterul perfecțiunii pe care noi nu-l avem, dar are el pentru noi, atunci Dumnezeu va adăuga pe lângă faptul că ne oferă Haina albă și curată, um, autoritatea caracterului său, dar ne va oferi și puterea aceea extraordinară și prezența Duhului Sfânt uh, al lui Dumnezeu care ne va însoți și ne va face ca toate cuvintele pe care le vom rosti în numele Domnului Histos să aibă o, o putere și să aibă impact de așa manieră ca să tremure chiar și conducătorii acestei lumi. Dragii mei, prieteni, vorbim de o armată de oameni care sunt peste tot în lumea aceasta și care sunt ascunși de ochii lumii, de Dumnezeu, acei șapte mii de bărbați, probabil că la ora actuală sunt mai mulți, care nu și-au aplicat niciodată genunchiul înaintea lui Badă. Faptul că noi nu-i vedem sau Ilie nu i-a văzut pe cei șapte mii, asta nu înseamnă că ei nu existau. Faptul că noi nu suntem, nu suntem în cunoștință de cauză cu privire la realitatea pe care Dumnezeu o are pentru lumea aceasta, faptul că nu ne este dat ca să vedem acei șapte mii de oameni, asta nu înseamnă că ei nu există. Deci să pășim cu încredere înaintea că vestea care va fi dată sistemului global anticristic babilonic și care va înspăimânta Babilonul și care în cele din urmă va face să cadă, îl va face să cadă, este vestea cea bună că Domnul Hristos vine în curând. Vreau ca eu, tu, noi toți să facem parte din această glorioasă grupă de oameni care în timp ce iubesc dreptatea, Respectă justiția, cum zice Mica 5-7, uh, iubesc harul lui Dumnezeu, totuși îndrăznesc să umble merit cu Dumnezeul lor. În contextul acesta, indiferent cât de puternici, cât de onorați vom fi de prezența Docului Dumnezeu într-o îndoită putere, ca în cazul lui Elisei, totuși, zmerenia, modestia, umilința ne vor însoți, nu ne vor lipsi și vor arăta marilor conducători că gloria, fără caracter, este o absolută, o totală ruină pentru cei ne convertiți. Așa că Dumnezeu va oferi poporului său gloria, va oferi poporului său caracterul atunci când ei au murit față de un personal, față de ei înșiși. Dragii mei prieteni, versetul biblic spune că o veste de la răsărit sau niște vești de la răsărit până la miezul noapte îl vor înspăimânta pe acest anticrist, această putere mondială și atunci care va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească în mod absolut, aici Biblia spune cu desăvârșire, pe mulți. Acum, câți vor reuși ei să nimicească, numai Dumnezeu știe? Cert este că noi cunoaștem că Dumnezeu va fi eliberatorul nostru. Deci, ca efect al Marii Strigări, ca efect al ploii târzii care îi va împuternici, autoriza, încuraja pe cei puțin rămași la număr în credință în Domnul Hristos, aceștia care au promovat Cuvântul lui Dumnezeu vor genera o persecuție fără precedent în istoria lumii și această putere anticristică care astăzi dăinuiește cu bani mulți, cu fanfară, cu trâmbiță, cu aroganță, cu plăceri mizerabile, mai rele decât cele din Sodoma, această autoritate mondială va porni să persecute, să distrugă, să nimic cu rămășița poporului Dumnezeu, așa cum ne este clar în Apocalipsa, balaurul mânia pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița semeției ei. Din biserică nu mai rămâne decât o rămășiță, așa spune versetul. Inițial, balaurul produce un război împotriva femeii, nu? Dar, finalmente, se pare că din tot ce a rămas din femeia aia, e doar o rămășiță care păzește poruncii Lui Dumnezeu și credința Domnului Hristos. Așa că toate converg către acest moment. Poporul Lui Dumnezeu predică Evanghelia sub puterea Duhului Sfânt, oamenii se vor trezi, unii vor merge la mă rog, călăuzitorii lor religioși, unii vor merge la teologi, la, mă rog, entitățile religioase și îi vor întreba cu privire la mesajul străin. Ne mai auzi până atunci împărtășit de o grupă de oameni care zic că aici este răbdarea Sfinților, care păzesc poruncii Lui Dumnezeu și credința Lui Isus. Atenție! Aceasta va genera un val și mai mare în care autoritățile religioase vor merge și vor apela la brațul politic pentru a închide gura acestor puțini care deranjează lumea și care schimbă întreaga geografie spirituală a lumii întregi. În felul acesta, statul și Biserica se vor uni conform agendei 2025, 920 și ceva de pagini. O puteți găsi pe internet dacă aveți timp și spațiu să citiți această agendă din 2025. Acolo se va produce sau în ca urmare a predicării cuvântului și a valului făcut de poporul lui Dumnezeu în vestea cea bună, vestea rea pentru ei, veste bună pentru noi, Hristos vine iarăși Maranata. Aceasta va genera persecuția despre care Daniel, capitolul 11, versetul 44, ne spune că vor porni să, va porni să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Ceea ce este interesant este că autoritatea care le este permisă va, îi va duce sau îi va conduce pe cei care conduc astăzi Babilonul cel Mare sau globalismul să-și întindă cortul adică influența cortul palatului, sistemul de conducere între munt, între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Aici sunt interpretăm multiple. Noi știm foarte bine că această expresie, dragii mei prieteni, poate să însemne că această autoritate absolută de la mare mare înseamnă popoare, națiuni și așa mai departe, muntele înseamnă autoritatea puterii absolute acestei uh, uh, acestei entități între mare și munte. Absolut nu există nicio insulă necontrolată de acest guvern mondial, de acest Babilon cel Mare. Își vor întinde corturile palatului său între munte și mare, muntele cel slăbit, slăvit și sfânt. Apoi așteptăm un verdict, adică Babilonul cel Mare să eradicheze, să șteargă de pe fața Pământului, să radă de pe fața Pământului din societate o grupă extrem de neplăcută, nepoftită, neacasă, care este rămășița poporului Dumnezeu. Însă, detrimental așteptărilor noastre în acea noapte a strântorării lui Iacob, se pare, dragii mei prieteni, că sfârșitul îi va veni, apoi îl va ajunge sfârșitul și nimeni nu îi va veni în ajutor. Expresia aceasta interesantă, apoi își va ajunge sfârșitul, sau dacă vreți sfârșitul, îl va ajunge pe el din urmă. Și interesant este că Babilonul cel Mare și acest sistem global de gândire, nu îi va veni nimeni în ajutor, își pierde toți prietenii. Cine va genera, sau care este secretul că, detrimental autorității absolute pe care o are pe pământ, putere, dominanță politică, religioasă și economică, totuși acest sistem colapsează fără intervenția unui braț de carne, fără intervenția unei mâini omenești. În lumea islamului se crede că Allah are nevoie de braț de carne pentru a promova ideile islamului. Dar Biblia spune că Dumnezeu nu are nevoie de sprijinul omului de carne pentru a-și aduce la îndeplinire dorința lui sau voința lui. Dar versetul sau acțiunea aceasta din Daniel capitolul 11, versetul 44 și 45, această acțiune nu se încheie cu versetul 45, ci continuă, dacă veți, cu versetul 1 și 2 și 3 din capitolul 12. Deci în contextul în care o acțiune ne este împărțită în două de către teologi, ar fi foarte bine, cu băgare de seamă, să unim versetele 1, 2, 3, etc. Continuarea versetului 12, capitolul 12 cu capitolul 11. Și atunci vom avea o narațiune, cartea Daniel, să zicem, va avea 11 capitole, în care capitolul 11 și 12 vor fi combinate, iar revelația din Apocalipsa va fi dublu, adică 22 de capitole. Deci, în momentul în care spune că în timpul acela își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va veni în ajutor, Versetul 1 din 12 continuă narațiunea acestei povestiri înspăimântătoare și spune că tot în vremea aceea, atenție, contextul este același, acțiunea, actorii sunt aceiași, spune în vremea aceea se va scula moarele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de mare strântăroare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile pe pământ până la vremea aceasta. Deci în momentul în care anticristul sau puterea globalistă a Babilonului cel Mare, dorește să nimicească cu desăvârșire pe toți aceia care aduc o veste care îl înspăimântă pe anticrist sau sistemul anticristic, în momentul acelei persecuții spune că apare cineva, se scoală și spune că se scoală marele voievod. Voievodul acesta este menționat în alte circunstanțe de către îngerul Gabriel, care, care îi spune lui Daniel că iată că nimeni nu mă ajută împotriva acestora decât marele, voie, vo, marele vostru voievod, Mihail. Deci acolo, în capitolul 9, dacă nu mă înșel, Gabriel spune că acest mare voievod nu e al lor, e al nostru. E o declarație care ar trebui să ne umple inima de curaj, că Domnul Hristos... Hristos e al pământerilor, nu că nu e și al îngerilor, dar Domnul Hristos este mult, infinit mult mai mult al nostru acum, după întrupare, crucificare, moarte și înviere. Domnul Hristos n-a abandonat trupul pământesc și l-a elevat într-o abilitate, într-o slavă, într-o capacitate potențială deosebită care acum înrudește familia umană cu Tatăl nostru din ceruri prin această glorioasă relație între noi, Mântuitorul, făcându-se pot între prăpastia care a produs-o păcatul și iubirea Tatălui Ceresc care ne cheamă acasă. De aceea, voievodul vostru Mihail, despre care vorbea Îngerul Gabriel în uh, capitolul 9, eventual este același voievod, Mihail, care se ridică în vremea marilor persecuții, în Daniel capitolul 12, versetul 1, în vremea aceea se va marele voievod Mihail, ocrotitorul, auziți? El este ocrotitorul copiilor poporului tău, domnul Hristos nu va permite anticristului să-și bată joc de poporul său. Trecem prin foame, trecem prin ecaz, trecem prin sete, trecem prin depravarea sau deposedarea de somn necesar, da. Dar Dumnezeu nu ne va părăsi și ne va ajuta, ne va testa credința și ne va ajuta să creștem în har. Va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când neamurile, pe pământ până în vremea aceea. Dar ce se întâmplă, care este finalmente sfârșitul, dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Dragii mei prieteni, deznodământul marii persecuții pe care anticristul și globalismul îl dă, deznodământul este o veste bună pentru noi ca popora lui Dumnezeu, pentru cei care îl iubim pe Domnul Isus, dar este o veste teribilă, îngrozitoare pentru cei care conduc lumea acum. De aceea să știți că vine vremea și asta este foarte curând când chiar și acești oameni mari se vor teme. N-au cunoscut teama până acum. Dar o vor cunoaște în curând, atunci când Domnul Hristos va sta în fața poporului său ca ocruitor. Acesta este poporul meu, nu-ți permit să te atingi de el. Dragii mei prieteni, mulți care dorm din țărâna pământului și se vor scula, unii pentru viață veșnică, unii pentru o cară și rușine veșnică. Atunci când Domnul Hristos intervine, uh, steps in, cum zic uh, cei de aici pășește în interiorul decorului acestei mari drame a persecuției anticristice împotriva poporului Dumnezeu, a rămășiței sale, Domnul Hristos spune că mai produce o, un eveniment, învierea morților. Majoritatea vor învia pentru viața veșnică, dar vor fi și unii de genul Iuda, Pilat, Irod, Caiafa și așa mai departe, o grupă de indivizi care și-au bătut joc și l-au scuipat în față, chiar o grupă de elită din rândul soldaților romani. Vor învia toți aceștia ca să-i vadă slava și gloria, după care vor fi trecuți la odihnă datorită circunstanțelor globale în care cele șapte plăci va distruge practic tot ce mai rămâne nemânduit pe pământul acesta. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Dragii mei prieteni, Cam aici se încheie istoria cărții lui Daniel, pentru că următorul verset spune Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte, pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Mulțumim lui Dumnezeu că n-a uitat promisiunea pe care ne-a oferit-o și undeva pe insula Patmos, după multe sute de ani de la Daniel, această taină a cărții lui Daniel este deschisă în mod absolut pentru cei care doresc să cunoască ultima carte a Scripturii, uh, Revelația lui Dumnezeu sau Cartea Apocalipsei. Dragii mei prieteni, vine foarte curând momentul în care toate fețele vor pă păli, inclusiv ale noastre. Diferența este că fața celor care conduc lumea nu va păli și se va negri. Este o mare diferență între a păli și a te înnegri. Când privirea aceea extrem de exigentă a Domnului Hristos îi va face pe cei mari ai lumii care n-au cunoscut frica să nu poată să-L privească pe Mântuitorul în ochi, și să se ascundă și să implore, să vorbească cu mama natură, stânci, munți, să cadă peste ei, pentru că nu pot să suporte ziua în care le-a venit și lor vremea ca să se teamă și să se teamă într-o manieră așa cum nu s-au temut niciodată. Dragii mei prieteni, apelez la inima tuturor celor prezenți ca astăzi seară, în ziua aceasta minunată de sabat, să ne putem bucura în Domnul Isus Hristos de aceaste, aceste mari făgăduințe pe care Domnul Hristos ni le oferă. Daniel capitolul 11, versetul 44-45, versetul 1, 2, 3 din cartea ultimului capitol 12, practic se referă la aceeași acțiune. Dacă ar fi fost după mine, eu n-aș fi împărțit capitolul ăsta în 11 și 12. Le-aș fi păstrat într-un singur capitol, pentru ca 44, 45, 1, 2, 3 și capitol, versetul 4 să clarifice ultimele evenimente care sunt puse într-o ordine, într ordine escatologică extraordinară. Bunul Tată Ceresc să ne binecuvânteze în această seară, cu meditație profundă, cu rugăciune, cu privire la ce se va întâmpla pe pământul acesta când vor veni momentele acelea de mare persecuție. Când vestea pe care tu și eu o împărtășim oamenilor cu teamă sfântă, că vine Domnul Hristos și și în puterea și și-a împărăția în mâini, care înspăimântă pe cei mari ai lumii astăzi și ne bucură pe noi, să fie o veste care finalmente va produce o persecuție teribilă și care totuși pe noi ne închide în marele turn sau marea fortăreață a credinței noastre care este Domnul Isus Hristos. Nu uitați, predicăm cuvântul într-un timp în care un cutremur mare de pământ va schimba întreaga geografie a planetei, în care pana inspirată spune că fiecare insulă se va ascunde și nimeni, nicio insulă nu își va mai găsi locul, orașe port, care au devenit centre ale stricăciunii. Insula aia despre care se vorbește a individului care, mă rog, este parte din canalul acesta de pedofilie internațională, toate acestea vor dispărea atunci când Domnul Hristos va veni. Nu ne luptăm cu ei. Noi nu vrem pământul acesta. Noi nu vrem nicio bucățică de pământ din tot ce au bogații lumii astăzi. Dorim doar atât. Să lăsăm pe Domnul Hristos în inima noastră să trăiască cu vios, să trăiască cu bucurie în cămara inimii pe care o curățește El și care o face să fie o casă de locuit. Inima noastră și o casă de locuit în care Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, să poată umple cămările Sufletului nostru pentru a sluji Lui Dumnezeu cu toată puterea și cu toată voința noastră. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze în această seară de sâmbătă uh, și să ne dea putere de a medita, de a petrece cu Domnul în rugăciune și de a fi parte din soluții, a fi parte în acea mare mișcare care va împărtăși o veste care merge de la răsărit până la apus, de noapte, și care va înspăimânta puterile anticristice acestei lumi și care va face ca poporul Dumnezeu să fie persecutat și care persecuția anticristică va genera sau va provoca marele marele voievod să se ridice pentru a apăra pe poporul lui Dumnezeu. Bunul Tată să ne binecuvânteze în această seară. Vă urez toate cele bune și Domnul Iisus să fie cu dumneavoastră și cei dragi. Să ne rugăm! Iubită Tată din Cerul, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru harul tău, pentru dragostea ta, pentru iubirea ta. Tu ești tot ce avem. Noi suntem ai tăi și te rugăm în această seară să ne binecuvântezi cu dragostea și iubirea ta, să ne dai putere, curaj și tenacitate, ca să rămânem totuși verzi, chiar dacă iarna aceasta a lumii va rămâne atât de polară, atât de singură, atât de abandonată în aparență, totuși noi să putem să fim acei brazi verzi care prin puterea ta, Tată bun, prin puterea Domnului Iisus Hristos și prin influența minunată a tuturor Tău Sfânt Mângâietorul, cel care ne conduce în tot adevărul, să putem, Tată bun, să stăm în picioare atunci când Marele Voievod Mihail se va ridica ca să ne dea o mână de ajutor și să, să, să devină paravan pentru noi, cei care îl iubim și care așteptăm venirea. În numele Lui Iisus îți mulțumim!